Școala profesională numărul 5 din municipiul Chișinău este o instituție reprezentativă din Republica Moldova, cu ofertă educațională diversă, ce propune servicii de instruire pentru diverse specializări de actualitate în domeniul industriei alimentare. Calitatea pregătirii elevilor și prestigiul școlii crește an de an, ceea ce face ca instituția să reprezinte o atracție pentru absolvenții de gimnaziu și liceu. Bine v-am regăsit la emisiunea Alma Mater. Am cutreierat multe universități și centre de excelență, descoperind farmecul fiecărei instituții în parte. Evident, nu putem trece cu vederea și de școlile profesionale, care au o misiune importantă de a pregăti specialiști de înaltă calificare la cele mai frumoase meserii. Astăzi am venit la școala profesională numărul 5 din municipiul Chișinău, unica instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, care are menirea de a pregăti specialiști de înaltă calificare în domeniul industriei alimentare. În arhiva instituției aflăm că inițial în 1971 Ministerul Industriei Laptelui și a Cărnii al Republicii Moldova și Comitetul de Stat al Învățământului Profesional Tehnic a înființat la Chișinău Școala Medie Profesional Tehnică numărul 37. Ulterior, în anul 1984, conform Ordinului Învățământului Profesional de Stat al Republicii Moldova, instituția a fost reorganizată în Școala Profesională Tehnică numărul 51. 13 ani mai târziu, prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova și a Ordinului Ministerului Învățământului, Tineretului și Sportului, aceasta a devenit Școală Profesională Polivalentă numărul 5. Iar în 2003, în baza hotărârii Guvernului Republicii Moldova și Ordinului Ministerului Învățământului, instituția respectivă a fost din nou reorganizată și a obținut denumirea de Școală Profesională numărul 5. În 2007, însă, prin hotărârea Guvernului și Ordinul Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova, Școala de Meserii numărul 3 din municipiul Chișinău a fost reorganizată prin absorpția de către Școala Profesională numărul 5 din Chișinău. Instituția dispune de cabinete de studii bine amenajate, 3 laboratoare performante dotate cu utilaj și ustensile necesare pentru organizarea orelor practice. Școala profesională asigură instruirea elevilor în limba de stat și în limba rusă, cu o durată a studiilor de 2 ani la următoarele meserii. Ciontolitor, tranșator carne, operator la linia automată de obținere a produselor lactate, cofetar, bombonier, brutar, bucătar. Totodată, elevii pot opta și pentru meserii conexe, cu o durată a studiilor de 3 ani. Ciontolitor, tranșator carne, prelucrător mezeluri și brutar cofetar. Un element important în prelucrarea rațională a cărnii de bovină, porcină, ovină, pasăre, caprină și cabalină este meseria ciontolitor-tranșator carne, iar cei care se ocupă de selectarea, pregătirea și fasonarea cărnii sub formă de mezeluri, salamuri, rulade, pastrame, mușchi și diferite feluri de afumături, dar și deservesc utilajele tehnologice folosite la prepararea mezelurilor, salamurilor, produselor sărate și afumate, obțin meseria de prelucrător mezeluri. Pentru a deveni meseriaș de înaltă calificare este foarte important de a îmbina cu maestrie instruirea teoretică cu cea practică. Ne-am echipat și noi corespunzător și astăzi, în acest laborator, vom afla cum se realizează dezosarea omoplatului de bovină. Palpăm cu mâna stângă osul spân pentru a-l depista, pentru că el nu se vede din țesutul muscular. Apoi cu cuțitul îl înlăturăm țesutul muscular din partea stângă și dreaptă a osului. Mâna stângă este în urma lamei cuțitului pentru a evita tăierea. Mai departe întoarcem omoplatul cu partea exterioară în sus,
cu antebrațul spre dezosator. La unghiul de 45 de grade tăiem carnea, țesutul muscular de pe braț. Aceasta este mănușa de zale, este un echipament de protecție care ne oferă ca să ne protejăm de leziuni în timpul procesului de muncă. Acest suport ne oferă ca să ne mențină mănușa să stai lipită de degete. Realizăm dezosarea scapului, după care se scoate definitiv. Aici este scapula, ea merge sub formă unui triunghi. Aici este articulația între scapulă și braț. Osul spân se află în partea exterioară. Aici a fost eliminat țesutul muscular, care ne oferă pentru extragerea scapului mai ușor. Ce calități de carne obținem în urma dezosării omoplatului? În urma dezosării omoplatului obținem calitatea întâi 40%, iar calitatea superioară obținem 60% carne. După dezosare are loc procesul de deflaxare. Haideți să vedem în ce constă această procedură. Deflaxarea este operația de înlăturare a tendoanelor, echimozelor. Tăiem țesutul muscular pentru a-l folosi la mici, la cârnăciori. Această specialitate este întrebată pe piața muncii și îmi place profesia fiindcă e foarte interesantă. În afară de carnea de vită, elevii deci dezosează și carne de porc, carne de pasăre. Elevii trebuie să cunoască, în primul rând, deci comportamentul la locul de muncă, ceea ce ne vorbește despre securitatea și sănătatea muncă, ca să respecte toate cerințele sanitaro-igienice și structura anatomică a animalelor și a păsărilor. Cârnăciorii și micii reprezintă principala atracție când vine vorba de masa de sărbătoare și tradiționalul grătar. Astăzi, împreună cu voi, vom afla secretul gustului acestor semifabricate. Pentru prepararea micilor avem carne de pasăre, care este tăiată în bucăți, și carne de porc semigrasă. Montăm utilajul termic de tăiere în ordinea consecutivității. Avem două cuțite și două rețele. Încărcăm cuva golfului cu carne. După ce carnea a fost tocată, se mărunțește ceapa, iar a doua etapă în prepararea cârnăciorilor constă în adăugarea cărnii de pasăre în cuva malaxorului. Acesta este malaxorul, care ne ajută la amestecarea compoziției pentru a obține o compoziție bine legată, pentru a nu se desface sau nu se crăpa la coacere. Mai departe, dizolvăm condimentele în apă, le amestecăm, le omogenizăm, după care le adăugăm malaxor pentru a-i oferi gust și miros cărnii. Compoziția omogenizată pe care noi am obținut-o o vom introduce în membrană pe care noi am îmbrăcat-o pe șpriț. Ea necesită o atenție deosebită pentru a nu forma golurile de aer în carne. Împreună cu elevii am preparat și mici. Ei ne-au demonstrat pas cu pas procesul tehnologic de producere. Într-un final am obținut cei mai apetisanți cârnăciori și mici, de culoare aurie, gust și miros de nedescris, care de regulă nu lipsesc de pe mesele tradiționale de sărbători. O meserie care implică mult efort fizic, dar în același timp oferă și o satisfacție pe măsură, este meseria de brutar. Viitorii specialiști învață să prepare diferite tipuri de aluat, să deservească utilajul de divizare aluatului, dar și să modeleze diverse sortimente de pâine, covrigi, cozonaci, chifle sau colaci. Viitorii brutari învață să dirijeze întregul proces de coacere a produselor de panificație. Pâinea și produsele de panificație reprezintă baza alimentației zilnice. Evident, totul începe de la formarea aluatului. Haideți să vedem care sunt etapele și metodele de pregătire al acestuia. Obținerea pâinii și a produselor de franzelărie și afânarea semifabricatelor se realizează pe cale biochimică, adică prin fermentare cu ajutorul drojdilor. Elevii ne-au prezentat etapele de pregătire a unei chifle din aluat, preparat prin metoda directă și modelat dintr-un singur fitil.
După fermentarea aluatului, trebuie să luăm câte o bucată de aluat, îl punem pe cântar și fiecare bucată de aluat trebuie să aibă câte 110 grame. Așa. Următoarea etapă este formarea acestor beluțe pentru a forma un strat fin și omogen. Ulterior, biluțele de aluat se acoperă cu o peliculă și se lasă pentru 15 minute pentru relaxarea glutenului. Apoi, din bilele obținute, se modelează fitilurile cu o lungime de 35 cm. Vom apăsa puțin cu palma, dedute din nou în poziția aceasta. Apoi, după ce vom obține bucata de aluat puțin mai mare ca palma, vom introduce ambele mâini. Vom face direcție de duc vino și vom merge spre exterior. Am ales această specialitate fiindcă îmi place să fac diferite chifle sau pâini, prăjituri. Acest fitil îl voi modela în chifla japoneză care trebuie să o facem. Aceste două capete le vom răsuci între ele. Această buclă o vom aduce în partea opusă. Iar aceste două colțuri le introducem aici. Îmi place foarte mult să mă joc cu aluatul. De mică foarte mult doream să frecventez școala de acest gen și în timpul liber eu cel mai mult îmi petrec la bucătărie, fac fel de fel de prăjituri, copturi. După dospire, pentru a le reda un luciu deosebit, chiflele se ung cu glazură de ou, se presoară cu semințe de susan și se dau la cuptor timp de jumătate de oră. Noi organoleptic determinăm că culoarea este aurie. Le scoatem. Le lăsăm să se răcească și apoi putem să le consumăm. Ei trebuie să aibă răbdare, ei trebuie să lucreze cu aluatul, cu iubire și desigur că au nevoie și de cunoștințe. O meserie care cere multă creativitate și dăruire este cea de cofetar. Aici, elevii învață operațiunile tehnologice care necesită a fi utilizate la prepararea produselor de cofetărie, cum ar fi torte, rulade, prăjituri, checuri, fursecuri, efectuând elemente de decor din ciocolată, marțipan, fructe proaspete sau glazuri pentru decorarea produselor de cofetărie. Meseria de cofetar este un adevărat paradis al dulciurilor. Aici, cofetarii în devenire își dau frâu liber imaginației, creativității și fanteziei. Vom prepara prăjitura coșuleț din frișcă cu fructe proaspete. Pentru prepararea prăjiturii date avem nevoie de semifabricate coapte și zahărate. Semifabricat copt avem nevoie aluat fărmicios deja copt și ca zahărate avem nevoie de cremă din frișcă și fructe proaspete. Se ia biela cu masă de 30 de grame, se pune în formă și cu ajutorul degetelor mari se lipește de pereții formelor, astfel se dă formă de coșuleț. Doresc să devin un cofetar, îmi place dulce, îmi place să-l fac, să-l prepar. Ulterior, formele se așează pe tavă și se dau în rolă la temperatura de 240 de grade pentru 15 minute. După ce s-au copt, coșulețele se răcesc, se scot din forme și se umplu cu cremă din frișcă. Pentru a prepara crema din frișcă avem nevoie de frișcă răcită, adică o batem la mers încet, apoi treptat adăugăm zahăr vanilat, zahăr farin și mărim viteza. Pentru umplerea coșuleților avem nevoie de următoarele ustensile: paletă, poș și doi zimțat. Strângem marginile și depunem crema în coșulețe. Fructele luăm, le spălăm, le uscăm bine și le tăiem. Au fost ornate. Frumos, le luăm și le așezăm pe coșuleț. Format aici un trandafir frumos. Da. Din mere? Da, sunt din petale de mere. De mică mi-a fost dorință pentru a pregăti sau a prepara ceva bun. Și mi-a plăcut foarte mult dulcele, este o mică parte din mine. Aici deja putem vedea coșulețele frumos ornamentate, umplute cu cremă din frișcă.
altă meserie captivantă este cea de operator la linie automată de obținere a produselor lactate. Aici, specialiștii în devenire învață să deservească linia automatizată de prelucrare a laptelui și să obțină produse lactate calitative. Pentru că în prezent scopul întreprinderilor de fabricare a laptelui și a produselor lactate se bazează pe o calitate cât mai înaltă a produsului finit, este necesară cunoașterea efectuării unui set de analize. În acest laborator, elevii determină densitatea, aciditatea, precum și gradul de impurificare a laptelui. Mina densitatea laptelui, avem nevoie de cilindru 250 ml, termolactodensimetru și lapte. De la început, turnăm 250 ml de lapte, cilindrul trebuie să fie înclinat. Scopul operației de a determina densitatea laptelui este de a afla dacă laptele nu a fost falsificat. Apoi introducem termolactodensimetrul în așa fel încât el nu se atingă de pereții cilindrului. Așteptăm una două minute pentru a citi densitatea laptelui. Am constatat că densitatea laptelui este de 1,30, care este confort standardului SM104. Laptele nu a fost falsificat. O altă etapă este determinarea gradului de impurificare a laptelui pentru a constata dacă laptele conține impurități mecanice. În modul de lucru o să instalăm lactofiltrul în cilindru. În butelia lactofiltrului o să punem rondelă de vată și o să turnăm cu mare atenție lapte, 250 ml. Laptele, dacă are impurități mecanice, dăunează asupra produsului finit. Pe piața noastră, cum este laptele care se comercializează? Corespunde standardelor? Corespunde standardului SM104. Am ales această profesie pentru că îmi plac, desigur, produsele lactate și am vrut să încerc ceva nou, să experimentez. Iar această elevă determină aciditatea laptelui prin intermediul alcoolului etilic. Mai întâi de toate luăm alcool etilic, 1-2 ml. Trebuie volume egale de lapte și alcool. Din câte vedem, fulgi de caseină sunt pe pereții prubiete. Asta ne dă de știre că laptele începe să se altereze. Dacă laptele îl preparăm termic, acesta începe să se acidifieze. Acest lapte se poate folosi doar la fabricarea brânzeturilor sau a cașcavalilor cu pasta tare. Ce învață elevii aici? Învață tehnologie specială a laptelui, învață cum se depistează analizele fizico-chimice, analizele microbiologice, își dau seama, având o probă de lapte, care sunt indicii organoleptici ai acestuia, învață să facă calitatea dintre un produs fabricat la o anumită întreprindere de procesare a lactatelor și respectiv cu altă întreprindere, alt produs de la altă întreprindere de procesarea produselor lactate. Tinerii care optează pentru profesia de bombonier deprind abilități tehnologice la prepararea produselor zaharoase, efectuând glazurarea diverselor tipuri de produse de cofetărie. Totodată, viitorii specialiști posedă cunoștințe necesare la asamblarea și depozitarea produselor zaharoase. Elevii de la meseria bombonier ne delectează privirea și gustul cu diverse dulciuri preparate de ei, cum ar fi bomboane, geleuri, caramele sau zefir. Acum putem vedea cum are loc procesul tehnologic de preparare a bomboanelor din masă de nuci. Din masă de grileaj caldă am modelat o turtă cu grosimea de 1,2–1,3 cm. După modelare a turtei, trebuie să o lăsăm să se răcească la temperatura camerei. După ce turta s-a răcit, am tăiat în corpuri de bomboane cu dimensiunea undeva de 2x2 și apoi trece la glasare. Corpurile de bomboane deja tăiate le vom glasa cu glazură de ciocolată, după care se așează pe hârtie de pergament și se transmite la răcire. Este o specialitate dulce care îndulcește sufletele oamenilor și e simplă, pentru mine îmi place această meserie foarte mult. Mă bucur că am ales această meserie și mă bucur că am ajuns în această școală. După glazurare, bomboanele pot fi înfrumusețate cu diverse elemente de decor. Elevii își formează abilitățile simple din fluxul tehnologic de fabricare a bomboanelor în laboratorul școlar, iar abilitățile mai complexe le formează la întreprindere de specialitate. Dulciurile se prepară la
linii complet mecanizate și elevii își formează abilități complexe la deservirea acestor utilaje. Meseria care îmbină arta și pasiunea este cea de bucătar. Profesia respectivă include o gamă vastă de competențe profesionale și de prinderi manuale. Bucătarul este persoana cu cunoștințe și abilități de prelucrare rațională a produselor alimentare, posedând totalmente arta gătitului. Aici vin să studieze elevii care au un simț estetic dezvoltat și pot îmbina aromele ingredientelor. Bucătarii în devenire ne-au demonstrat cum se prepară cea mai delicioasă ciorbă. Входит омлет, зеленый горошек, и нам еще понадобится для чорбы корень сельдерея, морковь, лук-порей, томат, болгарский перец и зелень. В омлет входит домашние яйца, молоко и соль, и нарезать тоже соломкой. И че на чорбы се утилизиазы омлеты, ще ну таяться де каса? Омлет более нежный, и он передает лучший вкус. Эту специальность я еще хотел с детства, потому что мы когда готовили в семье, я всегда любил помогать бабушке, маме. И когда я уже повзрослел, мне больше нравилась эта профессия, я всегда смотрел всякие передачи по этой профессии. Pe tigaia încinsă cu ulei se pun legumele pe rând și se călesc până se obține o culoare aurie, apoi se adaugă în bulion. Într-adevăr, profesia de bucătar este una dintre cele mai atractive. Aceasta înglobează perfect arta gătitului. Astăzi am reușit împreună să preparăm una din cele mai delicioase ciorbe cu aromă îmbietoare. Cele trei laboratoare din cadrul școlii sunt dotate cu camere video, astfel prin intermediul unui cabinet metodico-practic deschis datorită unui proiect internațional care a fost dotat cu o cameră interactivă și calculator, are loc evaluarea obiectivă a bucatelor și a produselor realizate de elevi pe tot parcursul procesului tehnologic. Astăzi suntem la o lecție de evaluare și avem prezent și deja supele preparate de elevii noștri în laborator. Putem să facem o apreciere din punct de vedere tehnic, metodic și practic al elevului. O apreciere obiectivă. Toate caracteristicile care ar presupune această evaluare, și anume pregătirea bucătarului, organizarea locului de lucru, ceea ce am văzut pe ecran fără a ne deplasa la laboratoare, activitatea propriu-zisă la fel, am văzut-o pe tabla interactivă, și deja prezentarea produsului. La dispoziția viitorilor specialiști se deschide cabinetul Bazele Antreprenoriatului, unde elevii au posibilitatea să vină cu cele mai ingenioase idei de afacere. Astfel, în fiecare an, la școala profesională se desfășoară târgul ideilor de afacere, unde elevii au posibilitatea să participe la mai multe concursuri. Viitorii specialiști în industria alimentară se implică activ și în diverse activități extracurriculare. Noi am asistat la un concert excepțional cu genericul Tineretul, viitoarea avantgardă a țării. Ne bucură faptul că elevii sunt foarte receptivi, sunt foarte activi, atât ca participanți activi, cât ca și participanți activi la aceste măsuri extracurriculare. Regulat organizăm cu copiii excursii la teatre, muzee. Avem o colaborare strânsă cu Liga Tineretului Studios din Republica Moldova. Pentru elevii de la școala profesională numărul 5, sportul reprezintă ambiție, determinare și posibilitatea de a-și consolida calitățile de lider. Au uitat pentru câteva ore de tunicile și bonetele de bucătari, ciontolitori, cofetari și s-au întrecut la o competiție inedită. Starturi vesele! În fiecare lună practicăm în start
alături vesele, avem aparate, avem saltele, avem de toate, numai dorință să practice sport. Băieții vin și chiar și fetele, joc ping-pong, joc de dame, fotbal. Instituția dispune de un parteneriat diversificat și durabil cu mai mulți agenți economici, prin intermediul cărora elevii pot să-și desfășoare cu succes atât instruirea practică, cât și stagiile de practică. Grație acestui fapt, inserția în câmpul muncii a elevilor a crescut considerabil în ultimii ani. Ei sunt copiii noștri, combinatul le creează toate condițiile corespunzătoare și inofensive la locul de practică, așa cum prevăd cerințele și normele tehnice de securitate, sănătate, muncă, așa cum prevede programul de învățământ. Sunt găzduiți de maestrii noștri de la întreprindere, care îi ghidează pe parcursul desfășurării practicii și instruirii, îi îndrumează. În parcursul activității, Școala Profesională numărul 5 din municipiul Chișinău a pregătit un număr considerabil de specialiști, care în prezent activează în diverse instituții și companii prestigioase de profil. Cine sunt ei, aflați în continuare. În anul 2010, în anul 2006-2009 am fost elev în Școala Profesională numărul 5 și de aici s-a schimbat viața mea radical, pentru că tocmai aici mi s-a pus temelia cunoștințelor și abilităților mele la această specialitate. Activez în această școală cu o plăcere și o mândrie deosebită. Deci, într-adevăr, la noi în școală se face educație pentru viață. La moment lucrez pe specialitatea anume care am finisat-o la Școala Profesională numărul 5. Mă mândresc că am finisat Școala Profesională numărul 5, pentru că anume aici am fost învățați, educați, informați, instruiți de o echipă de profesori bine instruiți, de calitate înaltă. Anual în instituție se organizează decada profesională, unde toți elevii împreună cu maestrii instructori, cu profesorii de specialitate, disciplinelor de specialitate, alcătuiesc și propun diferite măsuri, cum ar fi concursuri practice și teoretice, cele practice, cel mai bun în profesie, cel mai bun în meserie, mese rotunde, traininguri. În fiecare an se organizează Ziua Ușilor Deschise în instituție. Avem o practică deja foarte frumoasă. Sunt invitați toți elevii din licee, din gimnazii, din toată Republica. Sunt implicați în procesul de producere în laboratoarele instituției și care se finalizează cu degustare și vreau să vă spun că sunt foarte benefice. Toate rezultatele obținute până în prezent se datorează întregului colectiv profesoral, dar și echipei manageriale care activăm cot la cot în decurs de 12 ani. Și vrem să vă spunem cu siguranță că și în continuare vom munci și vom asigura țara noastră cu specialiști, cu muncitori calificați, competitivi pe piața muncii. Astăzi am descoperit secretele deliciilor preparate la Școala Profesională numărul 5 din municipiul Chișinău. Atât de gustoase, aromate și nemai întâlnite. Eu vă dau întâlnire și sâmbata viitoare la aceeași oră să descoperim împreună și farmecul altor instituții de învățământ din Republica Moldova. Pe curând!